Postul de asistent kinetoterapeut a rămas vacant de mai bine de 3 luni de zile. Fostul masior al spitalului a fost internat la sanatorul Dobrița și a fost nevoit să părăsească o perioadă locul de muncă. Până acesta va reveni, doar o singură persoană s-a arătat interesată să ocupe postul. Un singur candidat și-a depus dosarul, înscrierile s-au încheiat în data de 27, iar examenul va avea loc în data de 27 decembrie. Bolnavii susțin că existența unui asistent kinetoterapeut în secția de neurologie este esențială. Nu există masori pe această secție. Aveți nevoie de astfel de recuperări? Mâna mă doare și piciorul și mi s-a mușite și partea asta de gură. Cum vi se pare această idee că pe această secție nu există încă această persoană? Ar fi bine să fie. Aveți nevoie de... Bolnavii sunt însă cei care au de suferit. Cele care le dau o mână de ajutor sunt rudele. Foarte greu, că nu știe, nu are memorie. E paralizată. Are nevoie de această recuperare. Ar avea nevoie, da. Și cum nu este, cine o ajută? Cine să o ajute decât eu? Și dumneavoastră știți să faceți masaj? Masaj așa cum știm noi. Credeți că ajută în vreun fel acest masaj făcut de dumneavoastră? Eu știu. Și de noi și de, dacă s-ar putea, și la spital ajutat. Concursul pentru ocuparea postului de masior va avea loc pe 27 decembrie, unde va participa singura persoană înscrisă.